Bine v-am găsit, prieteni, la o nouă ediție, Drumul spre Paris, astăzi dedicată practic canotajului românesc, care ne reprezintă cel mai bine din punct de vedere al disciplinelor sportive la Jocurile Olimpice. Am venit cu medalii de la Jocurile Olimpice de la Tokyo. Ne gândim cu mult optimism la ce se va întâmpla la Paris în 2024. Astăzi vorbim cu doi sportivi din această disciplină, Florin Lehaci și Adi Munteanu. Bună ziua, bine ați venit! Bună ziua, bine v-am găsit! Vă gândiți deja la ceea ce înseamnă Paris 2024? Visați noaptea când trageți la rame, vă gândiți la lucrurile astea? Sau e o chestie așa care urmează să vină și vedem ce se întâmplă până atunci? Paris 2024, să zic așa, e un obiectiv pe care îl pregătim încă de când s-a încheiat Tokyo 2020, da. Ne gândim cu optimism, să zic așa, și cu foarte multă încredere în noi și în munca noastră la Paris. Până la Paris mai sunt competiții internaționale? Da, mai sunt două competiții internaționale. Una mai importantă, adică campionatul european de la Szeged, și o cupă mondială. Noi le spunem etape pregătitoare, să zic așa, pentru campionatul olimpic. Amândoi nu sunteți la prima ediție de Jocuri Olimpice. Cum a fost prima ediție și dacă ți-a creat așa un push în ceea ce privește următoarea competiție? Clar, cred că ca orice sportiv de performanță care reușește să ajungă la Jocurile Olimpice, mai ales ca prima experiență a tot ceea ce înseamnă Jocurile Olimpice, te călește, pot să zic așa, pentru concursurile următoare și mai ales cum acum am reușit calificarea din prima de această dată pentru Paris 2024, și feeling-ul este altul, deja știind oarecum ce urmează. Practic acum sunt mai mulți sportivi calificați la canotaj decât au fost în 2021 la Tokyo? Da. Practic am calificat, înțeleg, toate echipajele, nu? Aproape toate bărcile, cel puțin cele care am fost la campionatul mondial, s-au calificat toate în afară de simplu de fete, care a și fost acolo dus, să zic așa, doar pentru experiență. În rest, celelalte bărci am calificat toate, reușind și o premieră internațională, să zic așa. România a făcut istorie, reușind să calificăm barca de 2 fără, 4 fără și 8, atât băieți cât și fete, cu doar 8 sportivi. Este un lucru care nu s-a mai făcut niciodată și suntem foarte mândri că am reușit să facem această performanță primii. Nu s-a mai întâmplat niciodată la o olimpiadă, nu? Nu s-a mai întâmplat niciodată în istorie. La niciun fel de olimpiadă sau concurs, în canotaj mă refer. Suntem primii care am reușit asta. Spune-mi, ești cârmaci, ce calități trebuie să ai pentru a fi cârmaci? Nu știu, la ei trebuie să fie forță, să se pregătească, să aibă un anumit stroc, dar la cârmaci, care e principala calitate când te alege un antrenor? Nu știu dacă este o calitate principală, cred că este un cumul de calități, să spun așa. Consider că ar trebui să fie o persoană destul de calmă, pentru că oarecum lucrezi cu 8 băieți care nu sunt pe aceeași lungime. Și sunt temperamente diferite. Exact, și trebuie să-i aduci pe toți 8 să fie ca unul, să fie un întreg. Adică când vorbesc cu Florin, să vorbesc cu toți, să înțeleagă toți prin ceea ce îi spun lui Florin aceeași treabă, să fie calm, să fie, cum să spun, destul de descurcăreți, pentru că de foarte multe ori, atât în antrenamente cât și în curse, nu totul decurge cum am stabilit de la bun început. Există situații în care trebuie să reacționezi imediat și să oarecum se decide soarta cursei în punctul respectiv. Trebuie să fii și mic de înălțime, bănuiesc, nu? Nu este un prag limită pentru înălțime, în schimb este pentru greutate. La fiecare concurs trebuie să am 55 de kilograme. Și se întâmplă să muncești pentru chestia asta? Adică ai probleme? Sau te pregătești din timp? Ai un anumit program? Mă pregătesc din timp în ceea ce privește kilogramele, iar cu o lună, să zic așa, înainte de primul concurs din an, încep să fac sport efectiv ca să pot să slăbesc. Dar atunci când nu ești angrenat în competiție, la câte kilograme ajungi?
În ultimii 2 ani a stat surprinzător, cel mai bine, cel mai apropiat, undeva la 57, 58. 2-3 kg. Da, acum este bine, am avut și perioade în care am dat și 10 kg jos. Da? Da. Și a fost mult mai greu atunci. Prima parte a fost ușoară pentru că am avut de unde să dau, dar după, cu cât mă apropiam de 55 de kilograme, devenea din ce în ce mai dificil. Am o nedumerire. Ce se întâmplă dacă la un concurs te îmbolnăvești? Nu știu, faci febră, îți rupe o mână, se întâmplă, nu știu, un accident din ăsta neprevăzut. Poți fi înlocuit cu altă persoană? Există altă persoană? Da, pot fi înlocuit de cârmaciul care concurează în barca de fete. Adică, în mare parte, da, în mare parte a concursurilor, distanța dintre proba de 8+1 fete și 8+1 de băieți este destul de mare și permite oarecum schimbul în caz de ceva. S-a întâmplat în istorie să fie astfel de situații? Chiar acum la campionatul european de anul acesta, Marea Britanie a avut o problemă, cârmaciul s-a îmbolnăvit cu o seară înainte, iar a doua zi când a fost cursa bărcii de 8+1, a intrat în barcă cârmaciul fetelor, el trăgând și la fete și la băieți. Da. La voi ce se întâmplă dacă un sportiv din cei 8 are o problemă de sănătate? Este înlocuit și el, bineînțeles, cu următorul. De obicei se iau rezerve, să zic așa. Câte rezerve merg la un concurs? La campionate mondiale europene poate să meargă și 2 și 4 rezerve. În schimb, la campionatul, la olimpiadă, numărul de rezerve variază în funcție de câte locuri, de câte locuri ai calificat. Și atunci este mult mai dificil de înlocuit la un campionat olimpic față de un campionat mondial. Cum te-ai apucat de canotaj? Ți-aduce aminte de prima zi? Da. Eu, zic așa, să zic așa, vin dintr-o familie cu tradiție, între ghilimele, pentru că sora mea a făcut și face, s-a apucat înaintea mea de canotaj. Ionela Cosmiuc, acum pe numele de căsătorie. De căsătorie. Fată Elehace. Da. Și venind, văzând-o că vine cu foarte multe medalii acasă, am spus că vreau și eu să mă apuc. Cât e diferența între voi? Ea este 95 și eu sunt 99, 4 ani. Și spuneam că vreau și eu să mă apuc, ia-mă și pe mine și am spunea, e greu, nu știu dacă o să faci față. Și am zis că până la urmă trebuie să încerc. M-am dus acolo nefiind selecționat neapărat de un antrenor la școală. A mers cumva pe încrederea pe care și-a clădit-o ea, să zic așa. Și după o săptămână am vrut să mă las. Și mi-a spus că... Ți s-a părut foarte greu? Da, mi s-a părut foarte greu. M-am apucat cumva în vară și neavând, fiind singurul sportiv care am început atunci, neavând alți băieți, să zic așa, decât mai mari ca mine, mi-a fost un pic mai greu. Pentru că îi vedeam pe ei și spuneam, a, dar ei deja știu să vâslească, nu sunt... Erai un pic în urmă, da? Da. Aveam niște gânduri, să zic așa. Și cum n-ai reușit să abandonezi? M-a obligat Ionela. Deci, practic, de data asta a fost... Da, a spus că dacă m-a apucat să mă țin până la capăt. Și a fost mai greu primul an, al doilea mai ușor și după aceea din ce în ce mai ușor până acum. Fac, împlinesc 10 ani de când practic sportul și acesta. Și, practic, e o întreagă familie la voi de sportiv, da. Poți să ne faci așa o... Da, sigur. Soția, eu, prima da. Oară. Soția mea, care este campioană mondială și vicecampioană mondială anul acesta în barca de 8+1 și în barca de 4 fără. Sora mea, care la fel a dublă campioană mondială în proba de 2 fără categorie ușoară și anul acesta a obținut medalia de bronz. Și cumnatul meu, soțul Ionelei, Marius Cosmiuc, care este medaliat cu argint la olimpiadă, campion mondial în proba de 2 fără și campion european de foarte multe ori. Practic, când vă întâlniți la o masă acolo, un eveniment, nu știu, ziua cuiva, vorbiți și despre canotaj? Sunt foarte curios. Încercăm să nu facem chestia asta pentru că ar fi... Noi avem mai mulți prieteni care nu fac canotaj și încercăm să nu vorbim despre canotaj pentru că i-am exclude pe ei din discuție. Și, da, reușiți de cele mai multe ori, nu? De cele mai multe ori, dar uneori ne mai adunăm așa într-un colț și mai vorbim două minute așa să nu ne audă nimeni și după aia iarăși. Adi, spune-mi tu cum ai ajuns cârmaci și când ți-ai dat seama că ăsta este locul tău? În 2012
știu, țin minte că eram într-o vacanță de la școală și am fost sunat de fosta mea dirigintă din clasele 5-8. În ce clasă erai atunci? 2012, cred că a 7-a, cred, dacă nu mă înșel. Și am fost sunat de fosta mea dirigintă și mi-a zis că e nevoie de un băiat. Eu la școală, fiind mai mic, stăteam în banca mea, vedeam de treabă. Este nevoie de un băiat micuț pentru canotaj. Mergi la bază și ți se explică ce trebuie să faci și vezi dacă îți place. La care bază? Baza din orașul meu, din Orșova. Acolo este... Tu ești născut în Orșova? Da. Interesant. Alții au venit din alte... Exact, da. Exact. Da. Acolo este centrul pentru juniori. Da. Și când mi-a spus doamna dirigintă că trebuie să mă duc și am întrebat-o, o să trag și eu? Și face că nu, tu trebuie să stai, să fii un fel de antrenor. Și i-am zis, atunci nu vreau și nu mă duc. Și nu m-am dus și am fost sunat următorul weekend și mi-a zis, mergi și vezi că nu o să-ți, n-o să-ți pară rău. Și la insistențele dânsei am reușit să ajung, m-am dus acolo, mi s-a explicat de către antrenorul principal ce am de făcut în mare parte, m-am suit în barcă. Prima parte, da, nu mi-a plăcut. Era destul de dificil neștiind exact ce și cum, dar ulterior, cu timpul, când am învățat și am dezvoltat niște skill-uri, să spun așa, a început să fie din ce în ce mai ușor. Și și practic ai început din clasa 7-a să fii cârmaci? Da. Sau mai târziu? Da. Acolo, deci de la 7-a, 8-a, trecerea dintre a 7-a și a 8-a. 13-14 ani, nu? Da, de la 13. Și deja ai 10 ani în spate? Aproape... 13? Nu, 12 sunt. 12. Da, dar acolo. Practic, explică-mi și mie, pentru cârmaci se pregătește și el din punct de vedere fizic? Lucrează doar psihologic? Studiază? Adică, care este programul tău într-o zi? La ei e mai simplu, știm ce au de făcut, dar tu ai un program separat? Nu neapărat. Am program separat din ceea ce privește pregătirea fizică. Pentru că mie nu-mi trebuie să spun anduranță sau o musculatură foarte bine dezvoltată. Repet, fac sport, adică mișcarea care să îmi permită să ajung la kilogramele necesare concursului. În schimb, cât ei sunt pe apă și nu ieșim în barca de 8+1, eu ies cu antrenorul în șalupă. Și fac aceeași treabă pe care o face și antrenorul, pentru că și în barca de 8+1 sunt aceeași treabă, un antrenor, doar că în barcă. Practic, tu ai și tu un regim alimentar sau ăla ți-l creezi singur pentru a ajunge la kilogramele de care ne vorbeai? În mare parte mi-l creez singur, că am știut ce trebuie să mănânc și cât, ca să-mi fie și ok din punct de vedere fizic și să ajung la kilogram. La tine care e? La mine este mai simplu. De obicei, la noi, muncind foarte mult, nu se pun așa de repede kilogramele în plus, să zic așa, dar trebuie să fim atenți. Cum ne spune antrenorul nostru, Antonio Colamonici, așa cum vrei, așa cum într-o mașină nu bagi cea mai proastă benzină, așa și noi trebuie să ne considerăm a fi o mașină, un Ferrari, spune el, și trebuie să punem cea mai bună benzină în noi, să zic așa. Adică să mâncăm cât de cât sau cât mai echilibrat. Cum arată un programul tău într-o zi de pregătire, cum este asta? Vă povestesc pe cea de astăzi. Da. Am avut de dimineață 24 la de kilometri. La cât te-ai trezit, în primul rând? La 7. Te trezești tu sau sună ceasul? Sună ceasul. Așa. La ora 7 m-am trezit, am băut o cafea, am mâncat. La ora 8:30 am ieșit pe apă, am făcut cei 24 de kilometri. În cât timp faci cei 24 de kilometri? Depinde de cum îi structurează antrenorul. Dar ei sunt 24 oricum, indiferent. Da, sunt 24 oricum. De obicei 4 încălzire plus 20, pot să fie bucăți de 6.000, pot să fie bucăți de 5.000, bucăți de 4.000, 2.000, uneori de 750. Depinde foarte mult etapa în care suntem. Acum lucrăm foarte mult pe aerob, să zic așa, și facem bucăți lungi. De 6.000, de 4.000 și de 5.000 de metri. Bun. La prânz masa? La prânz masa ne odihnim puțin, o oră sau două. Poți să dormi sau nu? Da, poți să dormi la prânz, da, și apoi... Poți? Adică tu poți să dormi? Eu pot, da. Majoritatea putem, deoarece... Efortul e foarte mare. Da, efortul e foarte mare și trebuie să ne recâștigăm cumva puțină energie pentru antrenamentul de după amiază, care constă acum în o oră sau jumătate de oră de bicicletă.
și forță. Astăzi, de exemplu, după ce terminăm aici, o să avem forță cardio și mâine o să avem total gym, cum îi spunem noi, adică lucrăm în sală cu haltere. Și ca să poți să te trezești la 7, bănuiesc că te cuci la 10, nu? 10 jumătate. Ca să avem și un somn cât mai odihnitor, să putem să muncim a doua zi. Se întâmplă să te întâlnești cu anumite șalupe pe lacul Snagov? Oho, în fiecare zi, până și acum. Dar vara este mult mai greu, să zic așa. Și cum reacționezi? La început bănuiesc că te enervai mai repede, acum reușești să treci mai ușor peste moment? Nu, la fel de repede mai da? Super. Poate chiar, da, cu cât îți dai seama că concursul este mai aproape, să zic așa, și tu te concentrezi poate din ce în ce mai tare să meargă mai bine barca, să te sincronizezi mai bine, să faci anumite artificii tehnice, să zic așa, și trece cineva cu șalupa și îți dă peste cap tot programul, e destul de frustrant. Dar încercăm să trecem peste, ne adaptăm și noi, ne trezim foarte de dimineață, de exemplu vara la 7 deja suntem pe apă, ca să evităm, să zic așa, incidentele. La cârmași ne spuneai că trebuie să ai o anumită greutate, între 45 și 55 de kilograme. Da. Dacă ai 50 de kilograme, cum se compensează diferența? Se face cântarul oficial înainte cu 2 ore. Așa e procedura și la Paris la fel, nu? Da. La fiecare competiție internațională și nu numai. Cu 2 ore înaintea fiecarei curse pe care o avem, se merge acolo, se face, avem un cântar de probă, iar dacă suntem sub 55 de kilograme, cei ce ne cântăresc, să spun așa, arbitrii de acolo, sunt mereu pregătiți cu, îi se spune lest. Să spun așa, primim un săculeț de nisip, care noi împreună cu acel săculeț să cântărim 55 de kilograme, da, ca toți cârmașii să fie egal din punctul ăsta de vedere. Cel mai puțin? Cel mai puțin, bine, la juniori am avut mult sub, dar acum, recent, cred că anul acesta la campionatul mondial în cursa de recalificări, cursa care a fost una din cele mai dificile, am ajuns la 52.700. Dar sunt situații la competițiile internaționale în care se descalifică barca pentru că cârmaciul nu are kilogramele respective? Da, mai ales în cazul în care cârmaciul primește lest, înaintea cursei, când suntem aliniați și strigată fiecare țară, cârmacii care primesc lest sunt rugați să ridice greutatea aceea și s-a întâmplat, da, acum nu, dar în trecut s-a întâmplat ca respectivii să nu o aibă în barcă și te descalifică. Descalifică întregul echipajul. Da, deci practic tu ești răspunzător pentru performanța lor, că dacă nu te încadrezi... Da. Practic grija ta numărul unu e să reușești să te încadrezi în... greutatea respectivă. Da, la mine nu este. Dar deja cred că îți cunoști corpul, nu mai clar, sunt probleme clar de genul ăsta, nu? Da. Spune-mi, școala e importantă pentru tine? Da, este foarte importantă școala pentru mine. Noi, eu fiind la Orșova selecționat, am fost, cum a spus și dumneavoastră mai devreme, unii ajung acolo, nu se nasc. Domnul nostru antrenor, Cristian Maliș, punea foarte mare accent pe școală și în plus ne punea să facem și activități extra, cum ar fi scenete, dansuri, să zic așa, ne dezvolta din mai multe puncte de vedere, nu doar sportiv. El ne spunea că poate nu o să reușească sau nu o să reușească cu siguranță să facă din noi toți, din acea generație sau generațiile care au trecut prin mâinile lui, nu o să reușească să facă sportiv de performanță, dar oameni o să ieșim cu siguranță. Și studiezi ceva? Faci ceva? Acum facultate? Am terminat educație fizică și sport și masterul am terminat. Practic am terminat și studiile superioare. Masterul despre ce este? Tema de dezertație. Da. Sau am lucrat cu copii pentru a îmbunătăți cumva calitățile motrice. Am lucrat cumva pe tenis de masă. Asta e o altă pasiune, să zic, a mea. Joci tenis de masă? Jucam. Înainte să mă apuc de canotaj, am jucat tenis de masă. Am fost la județeană. Nu eram la fel de priceput, recunosc, dar... Dar da, îmi place. Și ai jucat în competiții organizate? Cum da, am jucat în competiții organizate, doar v-am zis, nu eram la fel de priceput, cred că am ieșit antepenultimul, nu mă zic. Da. Cel puțin am fost acolo. Asta a fost o pasiune. Pasiunea de azi care este?
Nu știu ce să zic, dar nu pot să zic că am o pasiune neapărat. Nu știu, Cătălin Chirilă se duce la pescuit. Mie îmi place foarte mult să merg în drumeții, fiind dintr-o zonă de munte. Eu sunt originar din județul Suceava. Îmi place foarte mult să merg prin pădure, să mă plimb, îmi place să merg după ciuperci. Și cam asta e pasiunea mea. Adică când ajung acasă și dacă pot, de obicei în vara, mai spre sfârșit și începutul toamnei, atunci e sezonul. Și deseori coincide cu perioada noastră de vacanță și atunci îmi place să mă duc, să umblu pe dealuri. Cam asta e. Pe aici ai încercat, pe la Znagov, să vezi dacă găsești ciuperci? Nu, n-am încercat încă. Ești printre puținii care ești din Orșova, de acolo, sau mai sunt mulți sportivi și din... Sunt singurul. Singur ești, nu? Singurul, că mă gândeam că n-am auzit. Am auzit ceva. Afară de mine mai este un antrenor născut acolo, adică de origine, dar plecat de mult timp, fiind antrenor de mult timp, dar în schimb sunt singurul. Auzisei ceva despre canotaj înainte să ajungi acolo? Da, pentru că în oraș, în Orșova, stau undeva în centrul orașului și în oraș sunt două baze. Caia canoe și canotaj. Și mereu vedeam în ambele părți ale Dunării, vedeam cum se plimbă și mereu mi-a plăcut, tocmai de aceea am spus că dacă nu trag la canotaj, nu vreau să mă duc. Că îmi plăcea ceea ce vedeam. Ce au zis cei din familie când au auzit de cârmaci la canotaj? Știau despre ce e vorba? Erau cât de cât familiarizați? Nu neapărat, la fel ca și mine, vedeau ce se întâmplă pe Dunăre, acolo, în acel golf, dar m-au susținut. Adică au fost pro oricărei mișcări, făcând și alte sporturi înainte. Ce pasiune ai în afară de ceea ce faci zi de zi? Pasiuni, cum a zis Florin, nu știu dacă pot să le numesc pasiuni. Nu știu, preocupare, nu poți să te gândești la canotaj non-stop. Da, trebuie să ai și o modalitate de relaxare. Sunt plăcere. Îmi place să-mi petrec foarte mult timp cu familia, deoarece timpul nostru... Distanța. Exact, și distanța și timpul petrecut în cantonament este unul foarte lung. Iar pe lângă asta, nu știu, să mă plimb cu motocicleta. Da. Și... e periculos? Nu. Dacă ai capul pe umeri, eu zic că nu. Mă gândesc că dacă se accidentează cărmaciu, e o problemă. Până acum nu s-a accidentat. Spune-mi, dacă ar veni un părinte cu un copil și zice, dom'le, a văzut la canotaj, vrea să vină aici, ce m-ați sfătui? Să zic așa, noi, eu cu Ionela și am mai adus mai mult, după ce am plecat noi, să zicem, ea de fapt a fost pionierul zonei respective. Cea care a plecat prima după... Și a mai tras după ea și pe alții. Da, da. Acum, de exemplu, de la noi din stat, să zic așa, sunt încă trei sportivi, care doi dintre ei sunt la lotul olimpic și unul este la lotul de tineret și mai vin și din spate alții. Dar crezi că e o legătură fizică, genetică a locului, nu știu cum să spun, există o înclinație acolo către acest sport sau pur și simplu ce s-a întâmplat cu Ionela a creat o emulație? O să folosesc acum o vorbă pe care a spus-o un coleg de-al meu. A zis ceva de genul că la noi în sat acum se vorbește despre canotaj cum se vorbește despre fotbal în Brazilia. Cred că puterea exemplului, să zic așa, a influențat foarte mult asta. Venirea aceasta de foarte mulți sportivi, să zic, și a influențat foarte mult și faptul că s-a văzut că a făcut rezultat. Pentru că dacă se ducea și se întorcea înapoi și nu se întâmpla înapoi, era încă un caz, să zic așa. Dar având rezultate și reușind să se facă cunoscută, zic eu, a reușit să inspire foarte mulți alți copii. Practic nu ești cel mai popular om din satul respectiv, e sora nu, ta, nu? Sora mea este cu siguranță. Dar nu ești pe primul loc. Nu, și nici nu-mi doresc să fiu. Mă bucur foarte mult pentru ea, adică noi ne înțelegem foarte bine. Am educația pe care am primit-o, să zic așa, ne face să ne respectăm și să ne iubim foarte mult. Există specialități culinare în această zonă a țării? Ți-e dor de ele când ești plecat pe la lot, pe la... Da. Care? De ce ești îndrăgostit așa de... Cartofi prăjiți făcut de bunica. Păi ce? Se fac altfel acolo? Da.
Ea îi face cumva într-o, cum îi spunem noi, într-o fandilă. Ce înseamnă? Este o tigaie, un pic mai groasă, să zic așa, cumva ca un fel de fontă, așa, și au alt gust. Mie așa, mie deci, îmi plac foarte dacă mult. Mănânci în altă parte, nu are același gust. Nu, nu, adică doar... Și altceva? Ardei împluți, sarmale, sunt gurman, să zic așa, mănânc foarte mult și orice. Chiar dacă nu se vede, sunt mai slab, dar îmi place foarte mult să mănânc. Deci, practic, când ești cu sărbătorile pascale, cu sărbătorile de iarnă, devorezi tot. Acasă, da? Da. E mai greu, dar am înțeles că v-a antrenat și aveți... Vă antrenați în garaj, în curte? Da, eu mi-am cumpărat și bicicletă și ergometru. Mi le-am cumpărat eu și soția mea, ale noastre. Și unde le țineți? În garaj. În garaj. Da. Și practic când sunteți plecați în vacanță, mai treceți pe la garaj. Nu există vacanță propriu-zisă pentru noi. În fiecare zi, chiar dacă suntem în 50%, cum îi spunem noi, avem un antrenament pe zi. Asta constă cam o oră de mișcare. De obicei, facem... Ergometru sau bicicletă depinde de program. Dar da, noi ne-am luat mijloacele necesare, ne le-am creat ca să ne putem bucura de, să zic așa, și de timpul liber de acasă. Câți cârmaci există în momentul de față în România? Grea întrebare, dar cred că acum există câte un cârmaci pentru fiecare categorie, atât juniorat cât și tineret. Deci am fi 6. 6. Da. Dar cei mai tineri de la lotul de tineri vin pe la tine, îți cer sfatul, discutați? Nu prea, pentru că loturile sunt separate, să spun așa. Noi, lotul olimpic, suntem la Snagov, lotul de tineret este la Năvodar și juniorii sunt la Orșova. Și practic pe tine, cine te-a învățat meseria asta? Că e o meserie, hai să-i spunem așa, nu poate oricine să facă tot ceea ce faci tu. Nu știu cum să spun, din păcate sau din fericire. Am învățat singur. Din fericire. Din fericire. Parte. A fost mai dificil și a durat destul de mult, pentru că nu am avut neapărat nici informația necesară care să mă ghideze. Și a durat mai mult, dar ușor, ușor și între timp, mergând la concursurile internaționale, am reușit să vorbesc cu ceilalți cârmaci care în anumite țări se fac școli de pregătire pentru a fi cârmaci și ulterior antrenor. Și repet, cu timpul am acumulat destul de multă experiență încât să pot să spun celor care vin, să zic așa, în urma mea, tot pe postul de cărmaci, să le dau niște sfaturi și să îi ajut. În timpul cursei trebuie să ții o anumită linie sau trebuie să știi ce se întâmplă cu celelalte echipaje adverse? Care e principala temă? Principala temă este să merg drept, între culoare. Pentru că... Repet, forțele sunt destul de diferite și posibil să existe mici variațiuni între... Și dacă ești de pe culoar, e o problemă, nu? Nu ies de pe culoar. Nu, zic dacă s-a ieșit. Dacă se ieși, se poate ajunge la descalificare? Sau... Se ajunge la descalificare doar în cazul în care se lovesc, se ciocnesc. Dacă eu am ieșit de pe culoar și ciocnesc cu o altă barcă, atunci categoric eu sunt de vină și ne descalifică. E ca la circulație, nu? Da, dar se mai întâmplă de foarte multe ori când vântul este foarte puternic lateral, mai ales în echipajele mici. La noi, în opt, fiind noi și văzând exact ce și cum putem să mergem în derivă, cum spunem noi, dar echipajele mici de multe ori le împinge vântul și se duc pe culoarele celelalte. Dar nu există nimic, adică nu se întâmplă nimic grav, pentru că în spatele nostru, în fața lor, cum trag, mereu sunt arbitri care au anumite steaguri și fiecare steag indică ceva și îți fac și semne, îți spun să intri pe culoare. Care a fost cea mai urâtă cursă din punct de vedere meteorologic? Eu am una în care Florin nu a fost, în 2018 la campionatul european de la Glasgow. A fost extrem de dificil, nu știu dacă... Ploaie sau vânt? Vânt și valuri. Dar dacă e vânt prea mare, nu se poate reprograma cursa? De obicei doar... Dacă plouă, să zic furtună, se reprogramează, dar ploaia se amână. Nu e. Da, nu. Și e o cursă destul de dificilă, cum am spus și la început, a fost și cea de recalificare de anul acesta. Am avut tot vânt? Vânt contra și un culoar destul de defavorizat. Și cu toate astea... Și ce trebuie să faci? Mai greu să-i ții pe culoarul respectiv, nu? Da. Depinde și cum bate vântul, că dacă bate dintr-o parte... Te duci într-o parte, dar dacă bate din față... Fiind și barca foarte lungă, are 16 metri 600, ceva de genul,
ciocul bărcii trebuie să stea mereu pe mijlocul culoarului, iar se conduce din spate de unde stau eu și este destul de dificil. Coada mereu o să joace pe culoar, dar ciocul trebuie să fie mereu pe centru. La tine care a fost cea mai horror curs? Cred că am două, să zic așa. Una de anul trecut, din 4 fără, în care m-am simțit extraordinar, am fost răcit, nu puteam să respir. Deci aveai o problemă de sănătate. Da, și a trebuit să trag finala cu tape pe nas cu... și n-a fost prea, chiar în ultima parte mi s-a făcut rău. Și o cursă dificilă, dar asta mi-aduc aminte, de fapt și de prima mi-aduc aminte cu plăcere, dar de asta mi-aduc aminte cu mai multă plăcere, a fost, cum a zis și Adi, cursa din 8 de anul acesta, din recalificări de la mondiale, pentru că am fost singura barcă care am reușit să câștigăm de pe culoarul 5, fiind un culoar dezavantajat, a fost foarte dificil să... A fost cursa foarte dificilă și foarte dificil să ne calificăm. Ai fost cârmat și la fete, nu numai la băieți? Da, am fost cârmat la fete anul trecut la campionatul european. Și altfel se lucrează cu fetele, altfel cu băieții, temperamente diferite sau e cam același lucru? Nu, este diferență destul de mare, adică dacă fac schimbul de la băieți la fete și când mă urc în barca de fete și mergem la antrenament sau și în curse, din punct de vedere al direcției este mult mai ușor pentru mine. Fetele care vin la băieți în barcă spun invers, că la băieți este mai ușor. Dar da, cred că nu neapărat că percep mai repede anumite informații, dar cred că conexiunea dintre ele ca și echipaj se face puțin mai repede decât la băieți. Da, interesant. Spune-mi, în perioada asta de pregătire, a pus să citești ceva, să vezi filme? Există și momente din astea, zile libere, ca să le spunem așa? Da. Când? Chiar, duminică? Nu, între antrenamente reușesc cumva să-mi fac puțin timp și pentru mine. Îmi place să citesc. Îmi place să mă... De exemplu, acum am descoperit că am o slăbiciune pentru Stephen King și am citit foarte mult romane, horror și polițiste. Mă uit și la seriale, mă uit și la filme. Îmi plac foarte mult filmele clasice și despre mafia din perioada aceea, anilor 60 din America, ca de exemplu The Godfather, Donnie Brasco și alte filme de genul. Citești cărți de psihologie? Te ajută mult în relația asta interumană cu sportivii? Că ai spus că ai lucrat singur. Bănuiesc că n-ai avut niciun psiholog pe lângă tine. Nu, avem într-adevăr psihologul lotului care mai lucrează cu noi, dar în timpul liber, cum spunea și Florin, nu neapărat cărți de psihologie, dar în mare parte cărți de dezvoltare personală care să mă îmbunătățească pe mine și automat pe mine în fața lor și reușind să-i adun în ghilimele mult mai repede, în timp mult mai util și mult mai bine. Uitându-te în urmă cu 3 ani, te simți mai pregătit astăzi? Categoric. Nu se compară. Pentru mine orice concurs este o experiență nouă din care învăț foarte multe. Mai ales de anul trecut, de când antrenorul nostru Antonio a decis să dubleze cu băieții și îmbarca de 8. Într-adevăr, și competițiile sunt destul de dificile. Ei sunt singurii sportivi de la orice concurs care trag curse duble față de orice altă țară. Și deja când celelalte țări ne văd pe noi în serie cu ei, înainte se spunea că în România vine, dublează, este ușor, îi batem, chestii de genul. Deja când văd că dublează și au multe curse trase și îi zic, bă, e o problemă că ăștia pot și duc. Și experiențele sunt mult mai frumoase, cursele sunt mult mai apropiate, mult mai intense, mult mai rapide. E altceva. Unde îți place mai mult să te pregătești, în Italia sau în România? Pentru mine este puțin, să zic așa, mie indiferent, având familia aproape, în orice loc este la fel. Consider că pentru ceilalți colegi ai mei, cred că e mai ok România, pentru că au, să zic așa, mai mare acces la transport, poate să se miște mult mai liber și poate să-și vadă și familiile. Eu, după cum spuneam, pentru mine e absolut indiferent. Unde pot să fac performanță, acolo mă antrenez. Din punct de vedere al a ceea ce se întâmplă a profesionalismului, e mai bine în Italia? Că nu apar da, din punct oamenii de vedere, cu șalupele, cu...
Da, din punct de vedere al profesionalismului, este mult mai ok în Italia. Eu să zic așa, se respectă mult mai mult legile. Și da, e. Italia e un pic înaintea noastră. Ei, bănuiesc că ai discuții cu antrenorul în ceea ce privește strategia cursei, da. Ce trebuie să faceți. Sunt momente în care reușești să-l convingi tu pe antrenor că e bine să faceți un anumit lucru sau decizia aparține 100%? Asta sigur, înainte de curs. Da, de obicei înainte de fiecare curs, de fapt de fiecare dată de când a venit Antonio, fiecare vorbește cu fiecare echipaj și are ne transmite ceea ce trebuie să facem și oarecum cum trebuie să facem. Bine, deja știm cum trebuie să facem, dar dacă sunt anumite puncte cheie la care trebuie să fim atenți. Iar după ce vorbim tot echipajul de 8 plus 1 cu Antonio, de cele mai multe ori când băieții iau barca ramele, eu rămân în spate cu Antonio și în cazul în care mai trebuie făcut ceva sau să fiu atent în special la o anumită țară sau la într-un anumit punct al cursei, că poate unii ne așteaptă ca noi să facem ceva și să acționeze ei înaintea noastră, eu, să spun așa, vorbesc puțin mai mult cu el în ceea ce privește strategia de cursă dusă până la capăt. Și de cele mai multe ori, mai ales în ultimul timp, acum ultimii 500 de metri deja nu ni se mai spune, nu mi se mai spune ce trebuie să fac acolo, pentru că deja se știe și căpătând destul de multă experiență, știu unde să reacționez și cum. Cu antrenorul există discuții înainte de cursă? Da, Antonio de fiecare dată înainte de orice cursă ne face, să zic așa, strategia și ne motivează, ne face un speech, să zic așa, și care de multe ori îți dă efectiv aripi. Dar vorbești și cu câteva minute înainte de cursă sau nu? Nu. Nu este permis să ți iei în barcă altceva în afară de speed coach, cum îi spunem noi, adică alte aparate, gen stație, telefon sau ai superstiții? Nu prea. Nu? Nu. La ce te gândești înainte cu câteva minute de curs? Mă gândesc că trebuie să fiu relaxat, mă gândesc că am muncit tot anul și că ceilalți sportivi nu sunt cu nimic mai special, să zic între ghilimele, decât mine și că trebuie să mă duc acolo să fac cea mai bună cursă și să dau tot cea mai bun. Noaptea visezi că practici acest sport? Nu am vise de genul, dar mă gândesc de multe ori, cred că toată lumea care face un sport de performanță se gândește cum ar fi să fie, să ia medalie de aur sau așa. Mă mai gândesc așa, în timpul liber. Ce vei face după ce termin cu cariera asta de cârmaci? Te-ai gândit? Nu știu exact, concret. Vrei să rămâi în canotaj în continuare? Te pasionează chestia asta sau vrei să te duci pe un alt domeniu? Da, îmi place foarte mult ceea ce fac. Am terminat și școala de antrenori, adică pot să activez și ca antrenor, dar momentan rămân focusat pe partea asta de sportiv, pentru că anul ăsta o să fie o să fie destul de palpitant și trebuie să iasă bine la anul. Vorbeai de faptul că te-ai făcut antrenor. Mai există tineri care se îndreaptă către acest sport în România? Raportându-ne la trecut, la ceea ce a însemnat acest sport în România, vin din urmă, nu vin, nu mai sunt preocupați de așa ceva. Sunt sporturi în care lumea nu mai vine. Ba da, chiar vin, eu fiind din Orșova, cum am tot spus, de fiecare dată când merg acasă în acea săptămână liberă, văd parcă din ce în ce mai mulți băieți care vin și chiar sunt ok, adică le și place. Adică s-a creat o tradiție, nu? Și lumea a auzit și... Cam da. Și mai ales acolo fiind... toată lumea știe că acolo este acea bază și vin, cum a spus și Florin acum ceva timp, sunt anumiți sportivi care sunt selecționați de către anumiți antrenori, dar sunt și alții care vin, cum am acutat de mână, știți, am auzit la X, vreau și eu să încerc. Care e obiectivul la Olimpiadă? Obiectivul la Olimpiadă este să... dăm tot ce avem mai bun și să reușim să ocupăm locuri cât mai fruntașe. Deci cu câte medalii vii mai direct așa? Nu pot să promit. Nu să promiți. Cu la câte gândești? Aș vrea să vin cu două, dacă se poate, cu trei. Două de aur, dar o să vedem la momentul respectiv. Deci practic se poate și două de aur, dar se poate să... Exact. Există, Doamne ferește, și alte probleme. Da. Doamne ferește, chiar că. Nu.
Noi suntem optimiști, cum am zis. Dar două medalii nu contează de care, ar trebui să fie, în mod normal. Asta o să vedem. Nu putem, să v-am spus, nu putem garanta. Succesul nu e garantat. E adevărat. Tu ce, care sunt așteptările? Așteptările mele sunt unele destul de mari în comparație cu Olimpiada de la Tokyo. Echipajul pe care l-am avut anii aceștia a fost cu totul altul și rezultatele au fost din ce în ce mai bine. Sunt foarte încrezător în echipajul ăsta, dar cum a zis și Florin, mai este ceva timp până la Olimpiadă. Speranțele, să spun așa, din punctul meu de vedere, sunt destul de mari și cu barca de 8 alcătuită bine putem face o figură foarte frumoasă și de foarte mult timp nu s-a mai făcut această treabă cu barca de 8. Deci, o medalie cât mai strălucitoare pentru mine. Deci tu una și tu două. Da. Eu nu pot să dublez. Mulțumesc mult, vă aștept în studio după Paris cu medaliile aici, să vedem pe masă, să le punem. Mulțumesc. Să vedem câte sunt. Succes mult! Mulțumim frumos! Aceasta a fost emisiunea de astăzi, Drumul spre Paris. Ne vedem săptămâna viitoare cu o altă disciplină olimpică, o disciplină la care, evident, să avem șanse la medalii. Toate cele bune, rămâneți pe site-ul nostru www.prosport.ro.